Aproximativ 400.000 de lei a încasat primăria municipiului Suceava într-un an de zile din vânzarea tichetelor și a abonamentelor de parcare. În prezent sunt 4 zone în municipiul Suceava unde există parcări cu plată, însă potrivit viceprimarului Lucian Harșovski, în perioada următoare și alte zone centrale ale Sucevei vor fi dotate cu parcometre, iar staționarea pe locurile de parcare se va face contra cost. Anul trecut, la bugetul local s-au strâns numai puțin de 400.000 de lei din tarifele percepute pentru parcările cu plată. Așa cum este normal, la început de an mai facem anumite bilanțuri. Vă pot spune că în municipiul Suceava avem 4 zone în care avem parcări cu plată pentru cetățenii municipiului Suceava. Acestea sunt cu preponderență în zone nerezidențiale, mai exact spus în zona spațiilor comerciale. Și vă readuc aminte aici că vorbim de parcarea de la Piața Mare, parcare Hotel Bucovina, parcare Magazin Bucovina și parcarea de la Palatul Administrativ, inclusiv de la Muzeul de Istorie și zona băncilor comerciale de acolo. Vă pot spune că într-un an de zile Primăria Municipiului Suceava a încasat aproximativ 400.000 de lei pe aceste parcări, dar scopul acestora nu este întotdeauna de a aduce venituri suplimentare la buget, ci de a reglementa modul de parcare a mașinilor. Prin urmare, în acele zone găsim în orice perioadă a zilei când dorim să mergem locuri libere de parcare, chiar dacă trebuie să achităm o taxă de 2 lei pe oră sau 1 leu pentru jumătate de oră. De exemplu, șoferii care își parchează mașinile în zona centrală a municipiului Suceava, pe strada Ștefan cel Mare, riscă să fie puși la plata unor amenzi cuprinse între 200 și 400 de lei, dacă nu achită taxa de parcare, care este de 2 lei pe oră. Pentru riverani este posibilitatea de plată a unui abonament trimestrial de 100 de lei, valabil în intervalul 16-8 sau semestrial de 180 de lei. Potrivit viceprimarului Lucian Harșovski, în perioada următoare și alte zone centrale ale Sucevei vor fi dotate cu parcometre, iar staționarea pe locurile de parcare se va face contra cost. În perioada următoare vom analiza și introducerea unor noi parcări în alte zone care sunt aglomerate, dar zone care să nu afecteze zonele rezidențiale și modul de parcare a mașinilor din municipiul Suceava. Fie că vorbim de zona Colegiului Național Ștefan cel Mare, este acea parcare, fie că vorbim de parcarea de la bazar, unde o putem face cu sistem automat și să renunțăm la factorul uman, acel care taie acele chitanțe. Știți și dumneavoastră, din martie ies termenul de 5 ani de zile a acestor proiecte pe fonduri europene, mă refer la parcările subterane și aici vorbim și de strada Nicolae Bălcescu, iarăși o zonă care este foarte importantă din centrul municipiului Suceava și e bine să o reglementăm într-un fel. De aceea, cred eu că este un proiect bun. Într-adevăr, au mai fost și neajunsuri și nemulțumiri ale oamenilor, dar lumea s-a învățat și aceste parcări sunt atât rentabile, dar și fiabile, în sensul că poți să mergi să găsești un loc de parcare în zona municipiului Suceava. Cât despre celelalte parcări, știți și dumneavoastră proiectul de reabilitare a peste 4.000 și ceva de locuri de parcare, 5.000 de locuri din municipiul Suceava, nu renunțăm nici în acest an la el, sperăm să avem voturile, în așa fel încât să avem un echilibru între parcări cu plată și parcări rezidențiale pentru ca sucevenii să aibă unde să-și parcheze mașinile. Regulamentul de funcționare a parcărilor cu plată din municipiul Suceava prevede și amenzi cuprinse între 1.000 și 2.000 de lei pentru vandalizarea parcometrelor.